Deci nu mai am timp să mă aranjez. Uit, îmi fuge gândul. Unde te prinde, cum te prinde, acolo înregistrezi. Bun. Ce înseamnă rezonezi, nu rezonezi cu oricine, ce cauți, te uiți, fie înregistrări simple a cuiva cum trece prin tot ce e greu, sau tarotesele, sau da, te interesează ceva și te uiți și te ghidează. Te ghidează până la un punct. După aia nu mai simți că nu rezonezi cu omul, da? Dai la o parte. Treci cu altcineva, găsești altceva. Iar te ghidează, te ghidează. Acum ai ajuns la momentul când îți aduci aminte cine te-a ghidat până azi, da? Și nu mai rezonezi, te întorci la acela cu care nu mai rezonezi. Deschizi și te uiți. Și chiar dacă te scoate din minți și deranjează ceva în tine, înainte era, ți-s trimis și oamenii, soarta ți-a trimis să rezoneze, să nu rezoneze cu tine, te învață ceva, te... Nu. Copacul neamului, a lui, a ei, a tău, face schimb de schimb energetic, de schimb adevărat. De ce unuia nu-i mai iese ceva? Pentru că ține la el și nu știe cum să scape, ca să facă spațiu, să vină cadou, darul adevărat divin a neamului lui. Ține darul cuiva și n-are spațiu. Și darul ăla nu mai funcționează. Înțelegi? Și se întâlnesc cu oamenii, nici nu se cunosc. Intră pe net și se uită și nici nu se cunosc. Și ceva se întâmplă după. Da? Rezonez sau nu rezonez? Ceva de genul. Da? Și acum te cauți ce, cu cine ai mers până nu de mult și nu mai rezonez. Deschis și asculți atent. Te uiți. Da? Te uiți, încerci cu alți ochi, simte că nu-ți place ce auzi. Sau nu-ți... Dar cu cine ai mers? Nu special să pornești ceva ce nu-ți place. Nu. Cine te-a ghidat până în ziua de azi și nu, da, nu mai rezonezi, dai la o parte. Ți aduci aminte, îi aduci pe toți, toți înapoi, că am bagul ăla cu, da? Cu naufragiații, l-am mai zis odată. Mai zis? Mai zic? Au naufragiat un rus, un francez și un american. Și, Doamne, ajută-ne, salvează-ne, du-ne, fă-ne, nu știu ce, și apare Sfântul Petru și ce s-a întâmplat? Uite așa și așa, tu ce vrei, americanule? Vreau acasă în America, înapoi. L-a trimis. Francezule, tu ce vrei? Ce, da? ce s-a întâmplat? Ce vrei? Uite ce s-a întâmplat și vreau acasă înapoi în Franța. L-a trimis. Ajunge la rus. Rusule, tu ce vrei? O ladă de bere și pe cei doi înapoi. Așa și eu acum, da? Te întorci la aia cu care ai pornit, ghizii tăi. Acolo e ceva ce nu contează, poate fi și de altă culoare, culme, da? Am mai zis, toate le ai în tine. Și copacul neamului se cliruie, copacul neamului, ce înseamnă copacul neamului? Copacul pământului tău, proiecției tale divine, da? E un pământ întreg, e copacul neamului. E doar al tău, e din tine, e doar atâtica. Dar clirui, vindeci și faci schimb de tot. Ai înțeles? Okay.